Au fost descinderi în Timiș la mai multe locuințe unde se bănuia că sunt ascunse droguri de mare risc. Oamenii legii au făcut numai puțin de 16 percheziții la persoane suspectate că din luna octombrie a anului trecut și până în prezent ar fi vândut substanțe interzise în județul Timiș. Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Magistrații au decis ca aceștia să își petreacă următoarele 30 de zile după gratii. Din cercetările efectuate a reieșit că în perioada a octombrie 2023, februarie 2024, aceștia ar fi deținut și comercializat în mod repetat droguri de risc și mare risc către consumatorii din județul Timiș. Au fost puse în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară, fiind descoperite și ridicate aproximativ 20 de grame de cocaină, comprimate ecstasy, cannabis, toate porționate și ambalate în scopul comercializării, cântare electronice de precizie, înscrisuri și sume de bani. Ani. La aceeași dată, procurorii din Cot Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea acestora pentru 24 de ore. A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă a persoanelor cercetate pentru 30 de zile, transmit reprezentanții IPJ Timiș.